Bună ziua, dragi prieteni, bine v-am găsit! Noi continuăm să vorbim despre fișiere în limbajul C. Suntem la partea numărul 2. La această parte noi să ne aducem repijor ce am făcut la lecția trecută și o să învățăm careva lucruri noi. La lecția trecută noi am vorbit despre regimurile de deschidere a unui fișier, asta fiind R, W, A, R+, W+, și A+. Deci, la început aș vrea să vorbim despre calea absolută și calea relativă. Până acum noi am lucrat cu calea relativă, dacă să ne uităm aici avem fișierul abicode.txt pe care l-am deschis la noi în program și am făcut careva citiri din el. Dacă să ne uităm, calea relativă ar fi calea de la fișierul executabil, de la main.exe, calea până la ebicod.txt este simplu ebicod.txt. Dacă aș vrea să indic calea absolută, putem să ne uităm la calea absolută în File Explorer, calea absolută arată de la discul utilizat sau de la rădăcină, rădăcina fiind discul. Пюрма, кадилимитатор, слэш, слэш, да, entry, мапи, на вем, ачес символ, слэш. Дядь хадит сенчер, кем скрием, он фишер, дискул uh, де. Если мы играем декрет, который вы фишер и пи дискул че утилизен кали абсолюты, вот сфачу маста пентру диску де. Да, когда рецепт украску диску че, физ сигур к программу в остру есть мод де администратор. Ведь монторг ла дискул де, шея чё скрия скарива кали абсолюты, аста фин диску -D. două puncturi, slash și fiți foarte atenți că aici trebuie să utilizăm două slash-uri din motiv cu un singur slash așteaptă după asta să fie careva caracter special. Slash R, uh, slash N, uh, slash T și așa mai departe, da? Deci pentru a omite un slash trebuie să mai punem un slash. Asta noi am făcut și la lecțiile anterioare, la primele lecții ne aducem aminte. Deci discul de uh, fișierul o să fie numit text.txt. O să creăm acest fișier dacă el nu există, W, și o să în încolo careva

acest fișier. Bine, asta a fost calea absolută. Diferența între calea absolută și relativ este faptul că la calea absolută noi indicăm și discul sau rădăcină, iar aici, pur și simplu, denumirea la fișier. Asta ar fi calea lând ca referință fișierul nostru executabil. Bine, o deschidem înapoi ebicode.txt, iar acum o deschidem fișierul nostru în regimul R+, adică 4 și înscriere. R+, preodosebire de W+,

Deci după cum observați, programul se blochează. Programul parcă se blochează, așa un comportament straniu. De ce se întâmplă asta? Bine, deci noi acum am făcut înscrierea și citirea din fișier, dar nu am făcut tare corect. Trebuie să menționez faptul că înscrierea nu are loc momentan aici atunci când noi dorim. Dacă noi am făcut F print F aici, asta nu înseamnă că la rândul următor, gata, conținutul este în fișier. Asta se face um, câteodată de către sistem de operare, el alege când să înscrie datele în fișier,

și o să înscriem hello. Asta nu înseamnă că acest hello se va înscrie imediat în acest fișier. Asta poate să fie peste o perioadă de timp. Dar cu ajutorul F-flash eu spun că numai decât asta trebuie să întâmple la acest moment dat de timp. Acum dacă o să programul, o să vedem comportamentul ur următor. Deci s-a înscris hello, deja e mai bine, cuvântul este, dar nu citești corect. Din ce motiv? Deoarece atunci când se efectuează înscrierea în fișier,

cu câte unități ne deplasăm și al treilea parametru ar fi poziția de start. Aici o să utilizez o constantă din librărie care se numește SIC SET. SIC SET, asta înseamnă startul fișierului. Deci de la startul fișierului ne deplasăm la dreapta cu 0 unități. Adică suntem la startul fișierului. Da, puțin e straniu că acest parametru deplasarea este al doilea, poate ar fi mai intuitiv dacă startul ar fi al doilea parametru și pe urmă cu cât ne deplasăm de la start. Deci asta ar fi cu cât ne deplasăm la dreapta. Dacă o spun aici 2, eu am sar peste două caracteri. Da? Deci o sar peste primele două caracteri. Haideți să so spun 0. Asta înseamnă că mă deplasez la începutul fișierului, sig set începutul fișierului și sar peste 0 unități. Haideți acum so să programul. Și o să vedem că s-a citit cuvântul hello. Totul s-a citit, totul este bine. Dacă o spun aici două, deci o citesc cuvântul fără două caractere. Haideți să o spărnesc. Дальше сопримет лылы о. Ам сарит постепенно до характери шелям чтит. А, но это тогда от путем с недеплосем шит дела с фершиту фшиерлы. А дика а, в реус мы недеплосез ну дела не чепут дар дела с фершит. Пентро часто экзисты сик энд. А дика дела с фершиту фшиерлы и гасем с фершиту ж дела с фершит факари вапаш. Ну ну майка акумар треби свио валари негативы. Так в реус мерг э, с минус доу характери. Ходится с парнем минус доу. Осуведем часа примиланой. Deci s-a citit LO, adică de la sfârșit am mers cu un caracter la stânga și încă cu un caracter la stânga, deci se primește că citesc aceste două caractere. Da? Asta a fost la noi sic end. Mai este și încă o constantă care sună puțin straniu în limba română, sic current, ceea ce înseamnă că ne deplasăm de la poziția curent cu minus două caractere. Da? Noi să mai revenim la acest exemplu. Хайди со сфачем камче вайди джену. Лос маяму чар. Че. Ши ам сштерга че спринтеф ша че сфлаж. О сфаку неф ска неф. О сфаку неф ска че. О счете характер дин фишьер. О сфше характер учтит. Я рапой ме вой дела позиция куренты. Ку оппозиции майла дряпта. Да? și am să efectuez același lucru. Am să efectuez o citire și o afișare a caracterului citit. Așa, numai că aici schimbăm din Word în C, pentru că noi citim în variabila C. Și noi uităm spunem a persoană, deoarece asta la noi e variabilă variabil tip char. Ok, deci am citit H, s-a citit primul caracter. Pe urmă, noi suntem la E, dar noi spunem că dorim să sărim peste unitate, deci de la poziția curentă, sărim cu unitate la dreapta. Чи с примерите к амажу слала литеру L mic am chitito ши амажу сла често L mic, да кос факур матура четыре, с фак дич. Еще аста фослно F sig, пермите с Треверсем, а сейчас изходим в шер носру F flash, пермите с инскрием форцат ла момент то эти датели а, пикариноли ам ду рисли инскрием ку F printev, да. Окей, okay. диче не аклярификат ку F sig ку F flash ку кали абсолюты. Acum, haideți să, o să trecem la niște exerciții mai interesante, o să încercăm să citim un tablou unidimensional dintr-un fișier. În multe probleme, cred că și la olimpiez și la exerciții de la școală, se utilizează cam următoarea structură. Să pe primul rând, câte elemente sunt un tablou, de exemplu, spun 5, 5 elemente sunt un tablou și o scriu elementele 132, minus 5, 0 și 2. Da? Iată, avem 5 elemente și cum noi citim aceste elemente. Deci, primul rând este numărul de elemente în tablou, pe al doilea rând, elementele a tabloului, însuși elementele. Elementele sunt separate prin spații, poate să fie separate prin mai multe spații, nu e o problemă. Deci, eu special o spun mai multe spații. Acum noi scriem un tablou de inturi. Int numbers, asta o să fie numerele noastre. Nu, tablou o să fie maxim, spre exemplu, din 50 de numere, mai mult nu poate să fie. Și o să fac o variabilă n care ar reprezenta mărimea tabloului. Deschid fișierul abcode.txt, deschid numai pentru 4, ca să nu scriu ceva în el templator și după aceasta o să fac lucrul următor. O să citesc din fișier, o să fac un f, -F o să citesc din fișier sub format de procente. Maria mărimea tabloului. Da, și o să păstrez, iată, primul, primul număr din acest fișier o să fie mărimea tabloului, o să fie 5. După aceasta pornesc un ciclu for и я галку 0 и e, моими качинч, н да, и и плюс плюс, у с уже фи элемент в таблоу numbers. Для чего я фак f scanf. f, дин фишиер, у с чтец к субформате прочендия, пентр кто тут с адреса луй numbers ди, номеру Ну ж, первым упор в f ша, номер ли а здесь он f, scanf. Print printf, фак Прочень прочинде, спацию, ши, о, сафишез, номеру, numbers, дии. Да че спримешь тейч? К еу, ам, траверсат, в шьеру, он читит, мэримя, н, ага, штиву к эти нумери сын, ши пюрмы дела, а зеро пэнла н, читес, то ати нумер ли Дичь, дич. Вот читес, приму нумеру, доля, треля, патрля, ша, чинчля. Окей, okay, хадит с видеем, че с фи, порни с программу. Да, ам, скопата, я че виргулы, ла рынду шапс, призвечу.

o să utilizăm fscanf. Iar acum haideți să ne închipuim că noi nu avem mărimea tabloului indicat pe primul rând. Ce să facem în acest caz? Cum noi să ne clarificăm cu citire? Trebuie de menționat faptul că funcția fscanf dacă nu mai poate citi din fișier, această funcție returnează o valoare întreagă și asta fiind valoarea minus 1 sau end of file. Când fscanf-ul a returnat minus 1, noi nu mai putem citi din fișier. Pentru a vizualiza asta mai bine, o să facem un felul următor. Eu o să fac un fscanf,

FKNF returnează o valoare diferită de minus 1 dacă ceva s-a citit din fișier și minus 1 dacă nu s-a petrecut citirea din fișier. Astfel, eu pot păstra acest uh, rezultat într-o variabilă, spre exemplu, result, și dacă result egal cu minus 1, printf, am ajuns la sfârșit de fișier. Ok, pun aici un slășen și aici un slășen, compilarea și pornesc programul. Este deci am citit n egal cu 100 și pe am ajuns la sfârșit de fișier. Deci în variabila result noi avem valoarea minus 1. Sau spate spus că asta este constanta EOF, ceea ce înseamnă end of file. Am ajuns la sfârșit de fișier. Mai pornesc o dată și vedem același rezultat. În principiu noi de această variabilă nu avem nevoie. Pot rezultatul de la fscanf să-l pun deodată aici în if și să facem cam ceva de genul. Dacă fscanf-ul Executăm fscanf și dacă el este egal cu end of file, atunci am ajuns la sfârșit de fișier. Așa, deci noi știm practic când ajungem la sfârșitul de fișier. Atunci nou primul parametru de sus, în acest caz nu ne-ar trebui, eu o spun aici careva elemente. Este, o să încerc să citesc acest tablou fără a ști mărimea lui n indicată mai sus. Cum noi asta să facem? O să facem cu ajutorul la un while. Cât noi să citim acest fișier? Atât timp cât nu am ajuns la sfârșit while, executăm fscanf, încercăm să citim din fișierul nostru, în format %d, salvăm în numbers de e, totuși un contor o să avem nevoie, citim în numbers de e, nu uităm de persant, în adresa lui numbers de e, i la noi să fie egal cu 0, dacă citirea a dat un rezultat diferit de end of file, noi pur și simplu o să incrementăm i-ul nostru, o să facem un i++, plus plus, așa.

Pornim programul Și iată, avem toate numerele la ecran. 155, 78, 23, 83. Dacă mai adaug un număr, și spre exemplu, șterg pe al doilea, și mai punem încă un 0 aici la urmă. Haideți să vedem ce se primește. Deci, iată, care e rezultatul nostru. Totul funcționează și acum pot să fac această citire din fișier mai dinamic Îmi este mai ușor să mențin acest fișier, nu trebuie să-i indicat primul parametru sus. Asta la noi a fost citirea unui tablou unidimensional folosind fscanf fără a indica sus numărul de elemente în fișier. Haideți să încercăm să citim acum careva cuvinte de la noi din fișier. Așa, deci o să înscriu aici uh, salut la toți. Uh, bine ați venit. Ok, deci avem careva cuvinte. Cum noi să citim aceste cuvinte? Și să le păstrăm într-un tablou. Deci cuvintele pot fi reprezentate ca șiruri, uh, iar o totalitate de cuvinte, asta ar fi un tablou de șiruri sau un tablou bidimensional. În cazul acesta eu o să fac un char cuvinte, care o să fie un tablou bidimensional. Spre spunem că maxim putem să avem în fișier 20 de cuvinte, fiecare cuvânt poate să aibă maxim 50 de caractere uh, lungime. Și acum o să, la fel, o să, o să pornesc un while, while fscanf, deci citim cuvintele din fișierul file după aceasta formatul sub format de procent S și o să citim în adresa lui cuvinte de N. O să avem nevoie de o variabilă N care o să fie la noi început, la început 0. Deci această variabilă la noi o să fie 0. Ok. Și începem citirea. Deci am indicat doar cuvinte de N deoarece un rând din acest tablou ar reprezenta un șir. Așa, până când am ajuns la sfârșitul fișierului, diferit de end of file,

Ok, pot să mai adaug aici careva cuvinte. Și, după cum observăm, programul nostru dinamic va citi tot acest text. A, dacă doresc să citesc rânduri, o să redenumesc această variabilă din cuvinte în rânduri. Spre să spunem că putem să avem 20 de rânduri, fiecare rând maxim câte 100 de caractere. Și aici, în loc de fscanf, o să fac fgets. Cu FGS lucrurile stau în altfel. fgets, dacă nu mai poate citi din fișier, va returna null. Deci dacă noi să facem fgets, așa, și o să transmitem unde noi citim, adică în cuvinte de N, o să citim conținutul nostru, maxim o să putem citi dintr-un rând 100 de caractere și stream-ul la noi să fie file. Dacă noi am întâlnit null, atunci oprim 4. Deci efectuăm acest while până când la noi valoarea returnată de fgets este diferită de null.

Кэнс четвертый корректор FGETS, гетс четвертый тотлку слышен. Ячь айч, ну моя мне войди слышен. Рекомпилец программу. Порнеск. Сейчас ведем салут лотоц. Беня звенит. Чефачец. Да. Дич аста фосаной FGETS. гетс. Кари четвертый рындурь. Спреди у себя береди эвскане в прочентес. Кари четвертый к тюнку вент. Беня нон чтит ши ä, табло унидименсионал ди номери. Ши ä, кувинти. Хадец акум санчеркэм чтим он табло бидименсионал.

это ланчтит 5 чест шланчтит 5 чест M. Акум а, мерг а, мой по паркуру же табло у сам не вой де он for n for for int i эгалку 0 и мой и плюс плюс. Я сейчас мой вем не вой де он for for int g эгалку 0 мика m g плюс плюс. Аша. Ос факу нев Дин фишер субформади проченде ши, ос чтеск, аперсант, Numbers диги же. И чат там факут. О четыре один фишера, он и табло бидимиционал. Хади со мели. динов, он um фор, он um фор. Шанлок где фф сканф, F фолсес Окей, но мы поняли, мы о чем спать, ши аперсант. Это а сунт элементы мели, Uh, ele toate sunt într-un rând, dacă dorim să le separăm fiecare rând separat, frumos, ar fi bine după acest printf să mai punem aici un printf n, după acest for. Și iată avem tabloul nostru. Dacă o să doresc să fie 3x5, mai adaugă aici câte un element, repornesc program. Acum putem să efectuăm citirea unui tablou unidimensional cu memorie dinamic. Dacă noi totuși am dori să folosim mai rațional memoria, ar fi de dorit pe primul rând aici sus, noi să indicăm mărimea în acest tablou care este în fișier și eu o să indic fiecare element. Deci avem șapte numere și acum o să facem asta cu ajutorul la memorie dinamică. O să am nevoie de o variabilă n, asta o să fie mărimea tabloului și însuși tablou int pointer numbers. Așa o să fie tabloul meu. Încerc să citesc din fișier sub format de procent de mărimea tabloului în adresa lui N. Am citit mărimea 7, am citit-o. Mai jos încerc să citesc fiecare număr. Dar înainte de a citi fiecare număr, trebuie să alocăm memoria noastră dinamică. Numbers egal cu maloc, maloc N dimulțit cu size of int. Deci N numere dimulțit cu size-ul la int. Adică um,

и плюс плюс, у вас факом printf, как в неодучем моменте дипойнтер, у вас утилизас форма форматарь. Сделу це number сплюси. Сделу це дин number сплюси, а яу валуаря дин ача адрес. Окей, порняс программу. Дечь free, нечесто библиотека эта дадлиб, хадис инклюдим шеста дадлиб.

și f close-ul la fel o să-l comentez, dar o să facem lucrul următor. Eu vreau să șterg ebicot.texte, Cum asta e posibil de făcut? Deci pentru aceasta există funcția remove. Remove care primește numele la fișier sau calea la fișier, calea la fișierul care doresc să-l șterg. Asta să fie ebicot.texte. Fiți foarte atenți când ștergeți și nu ștergeți ceva în plus. Deci porneți programul, așa,

Și atunci o să avem cod.doc Ce să facem în cazul în care eu a, doresc să mut acest fișier în alt directoriu? Deci, spre exemplu, noi aici o să avem încă așa o directorie care se va numi Files. Ok. Deci este o mapă și eu, cu ajutorul la programul meu, aș dori să mut fișierul cod.doc în mapa Files. Deci luăm, la fel facem rename, doar că pentru cod.doc luăm cod.doc și îi facem rename în mapa files, da, slash slash code .doc. deci asta ar fi la noi operațiunea de move efectuată prin funcția rename și dacă o să ne uităm în files o să avem code.doc deci dacă dorim să facem un move, putem asta face cu ajutorul la rename și asta ar permite să transferăm un fișier într-o altă mapă da, spre exemplu eu doresc dinapoi din files code.doc să-l mut la poziția inițială care era Pot să fac asta în felul următor. Așa, recompilez programul și îl pornesc. Da, observăm aici cod.doc. Bine, dar în cazuri când această funcție nu poate funcționa, această funcție returnează o valoare diferită a, de 0. În cazul dacă funcția a funcționat, ea returnează 0. Adică, dacă noi spăstrăm rezultatul ei într-o variabilă result și dacă result la noi să fie egal cu 0, asta o să fie la noi succes, în caz contrar, asta o să fie o eroare.

Deci pornim programul și o să vedem că fșierul s-a șters, iar când o să încerc să-l șterg a doua oară, asta o să fie eroare, deoarece fșierul deja nu există. Bine, luați asta în considerație, deci remove și rename returnează valoarea 0 când a, execuția s-a efectuat cu succes. În caz contrar, se returnează valoarea diferită de 0. Ok, asta a fost cam totul ce am vrut să vorbesc despre fișiere. Eu vă aștept la lecția următoare, posibil să facem o lecție practică sau o să vorbim despre structuri. Eu vă doresc succes și numai bine!